decât la cameră, dacă tu uiți așa, e... E ciudat să te uiți direct în cameră. Corect. Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou webinar marca Business Days. Numele meu este Mara Epure și voi fi gazda voastră de astăzi. Alături de noi îl avem invitat pe Dorin Bodea, fondator și director general al companiei de consultanță în resurse umane, Result Development, și unul dintre cei mai apreciați consultanți în dezvoltare organizațională din România. Bine ai venit alături de noi, Dorin! Bine v-am găsit, mă bucur că sunt alături de voi. Mulțumim că ai dat curs invitației noastre și că ești astăzi aici alături de noi, alături de comunitatea Business Days. Suntem live pe Facebook, pe canalul de YouTube. Dați-ne un semn dacă ne auziți, scrieți-ne ușor așa în chat dacă se aude, dacă ne vedeți bine. Așa cum v-am anunțat, vom petrece împreună aproximativ 60 de minute, știți formatul deja bine cunoscut al webinarului Business Days. Primele 45 de minute vor fi destinate prezentării speakerului nostru de astăzi, invitatului nostru de astăzi, și vom vorbi despre Leadership for Millennials, despre cum să creștem implicarea, acel engagement al angajaților, iar ultimele 15 minute vor fi destinate secțiunii de Q&A, o secțiune de întrebări și răspunsuri, în care aveți posibilitatea să adresați întrebări invitatului nostru de astăzi. De altfel, puteți le adresați și pe parcursul acestui webinar în secțiunea de chat sau în secțiunea de Q&A găsită exact aici în Zoom, în partea de jos a ecranului, iar la final vom prelua aceste întrebări pentru voi. Bun, și pășim încet încet spre tema webinarului nostru, dar înainte să începem să dau cuvântul lui Dorin, aș vrea să spun câteva cuvinte despre el. Dorin Bodea este unul dintre cei mai apreciați consultanți în dezvoltare organizațională din România, așa cum spuneam și la început, fiind specializat în managementul culturii organizaționale, dezvoltarea și schimbarea strategiei. De-a lungul activității sale a contribuit și la dezvoltarea a peste 50 de organizații și mai bine de 1000 de manageri și lideri. Dorin a înființat și conduce din 2005 compania Result Development, specializată în servicii de consultanță, cercetare, training și coaching în domeniul managementului și dezvoltării afacerilor. De asemenea, Dorin a înființat și conduce tot din 2005 compania de Executive Search, Mentor Search. Dorin a oferit consultanță și a coordonat programe de dezvoltare organizațională, de evaluare și formare executivă și coaching pentru companii, dintre care amintim Orange, Honeywell, Renault, Raiffeisen Bank, compania română de chimie, Blum, Franke, Eurolines și multe, multe altele. Dorin este autor și a numerate studii și cărți și lucrări, cum ar fi Românii, un viitor previzibil, Valorile angajaților români, Cultura integrității, Cine sunt eu, adevărul incomod de la vârful organizațiilor și ultima, lansată anul trecut, Micul zeu și viitorul muncii în Panteonul fericirii. Așadar, Dorin a publicat multe lucrări, multe articole, peste 50 de articole și este o prezență constantă în presa de afaceri din România. Și cum vă spuneam mai devreme, vom vorbi astăzi despre Leadership for Millennials, despre cum să creștem implicarea angajaților. Așadar, Dorin, te rog frumos să ne încânți cu prezentarea ta. Mulțumesc, Mara, nici nu mai știu ce să spun după atâtea cuvinte frumoase. De fiecare dată când aud o asemenea prezentare, mă simt stinger. Dar, în fine, în recursul timpului, pe măsură ce îmbătrânim, se adună, din păcate, și din fericire, se mai adună câteva lucruri în trecutul nostru, în existența noastră. Eu aș mai spune ceva, în primul rând, despre mine. Am trei câini, dintre care un Saint Bernard pe nume Freud și un Labrador Retriever pe nume Socrate, așa că vorbesc destul de mult, filozofesc cu ei, și mai am 7 pisici, dintre care 6 motani și o pisică, cu nume de compozitor de regulă. Adică am o viață destul de plină alături de familia mea. M-am gândit cum să încep webinarul nostru de astăzi, mai ales că este pe o temă legată cumva de angajații de azi, de angajații de mâine, de vorbim de generația Y, generația numită și generația Happy, generația Y care acum are cam până în 40 de ani, dar să spunem generația anilor 80, generația Z care începe din anii, care acum are cam până în 25 de ani, începe din anii 95, cum se raportează ei, cum s-au schimbat valorile, cum se raportează la muncă, care este noul model cultural al muncii din perspectiva lor. Și aici sunt niște întrebări cumva care ne preocupă de multă vreme pe toți
cât de importantă mai este munca pentru ei, de ce și-a pierdut importanța, că cam una din subiectele de bază este pierderea importanței muncii pentru această tânără generație. Nu în ultimul rând, un subiect care poate să fie destul de subiectiv sau în fine mai greu de apucat, dar se leagă cumva și de ultimul nostru studiu și de ultima noastră carte, viitorul muncii în acest panteon al fericirii. Adică fericirea a căpătat, mai ales în ultimii ani, o nouă valență pentru cei mai mulți dintre noi, dar cu atât mai mult pentru cei care intră acum, să zicem, în metaforic spus, în câmpul muncii. Și m-am gândit să încep, înainte de a intra cumva în subiect, să încep cu o parabolă. Apropo de muncă și de cum ne raportăm la ceea ce facem zi de zi. Se cheamă parabola, se cheamă povestea cioplitorului în piatră și se spune că într-o zi un călător se mergea în drumul lui și la un moment dat se întâlnește cu un cioplitor în piatră. Se apropie de el, îi dă binețe și îl întreabă, ce faci aici? La care cioplitorul îi răspunde, nu vezi ce fac? Cioplesc în piatră. Interesant, spune călătorul nostru, merge mai departe, după o bucată de vreme se întâlnește cu al doilea cioplitor în piatră. Se apropie de el, îi dă binețe și îl întreabă, ce faci aici? La care al doilea cioplitor îi răspunde, îmi câștig pâinea cea de toate zilele. Interesant, spune călătorul nostru, merge mai departe și în sfârșit, după o bucată de vreme, se întâlnește cu un al treilea cioplitor în piatră, care părea un pic mai entuziast decât primii doi. Se apropie de el, îi dă binețe și îl întreabă, ce faci aici? La care al treilea cioplitor îi răspunde, construiesc o catedrală. Sigur, nu e vorba de catedrala Mântuirii Neamului, e vorba de catedrala, să spunem, pe care, metaforic vorbind, fiecare dintre noi o concepe. A, bun, asta este parabola. Acum, sunt două întrebări și sper ca o parte, măcar o parte din participanții noștri să fie manageri sau preocupați de partea de management, de leadership sau de îmbunătățirea, să spunem, relațiilor cu munca. Sunt două întrebări fundamentale aici, cumva, aproape retorice, că până la urmă aproape totul se reduce la noi și la modul în care ne raportăm la noi înșine. Una din întrebări este cu ce fel de ciuplituri în piatră am vrea să avem de-a face? Adică cu ce fel de ciuplituri în piatră vreți să lucrați, nu? Sigur că aici mulți avem tendința să spunem cu al treilea, normal. Dar răspunsul nu este chiar așa de simplu, pentru că întrebarea asta ascunde de fapt o întrebare care ne vizează pe fiecare dintre noi. Ce fel de cioplitor în piatră suntem fiecare dintre noi? Ce fel de cioplitor în piatră suntem noi? Și dacă suntem onești cu noi înșine, ne dăm seama că suntem toți trei. Adică avem momente în care cioplim în piatră, avem momente în care ne câștigăm pâinea și avem momente în care construim și catedrală. Cu alte cuvinte, ce vreau să spun că, cu această metaforă, că perspectiva face diferența. Modul în care gândim ne schimbă cumva perspectiva. Și vorbind un pic acum, făcând legătura cu acest leadership for millennials, adică leadership pentru milenari, să zicem așa, ideea de bază a acestei discuții este legată de faptul că organizația for profit, așa cum este ea cunoscută astăzi de către fiecare dintre noi, a luat ființă prin anii 1850 în Marea Britanie. Și a reușit, nu după multă vreme, să fie preferata marii majorități a oamenilor. În tot secolul 20, majoritatea angajaților a preferat să lucreze, să aleagă o organizație for profit, o companie care face profit, să zicem așa, în detrimentul instituțiilor de stat sau altor organizații, de pildă organizații for non-profit. Toate bune și frumoase, până în momentul în care, cam până în anii 2000, când a început să se schimbă fundamental lucrurile. Adică aceste organizații for profit să piardă în bună măsură încrederea și implicarea oamenilor, implicarea, dedicarea lor pentru aceste companii. De pildă, ca să dau doar două, trei exemple, încrederea în director executiv, mă refer acum în special la corporații sau la marile companii, este în medie, în toată lumea, la nivel global, este undeva sub 15%. Adică, practic, sub 15% din populație au încredere în ce se întâmplă în vârful organizațiilor. Implicarea și loialitatea angajaților, la nivel global, și nu vorbim doar de România, că România face parte, putem să vorbim, o să vorbim și de noi, că despre asta e vorba în cele ce urmează,
Implicarea angajaților la nivel global, sunt date publice, studiile Gallup și nu numai, arată la fel o realitate alucinantă. Doar 15% dintre angajați se implică și sunt dedicați în ceea ce fac. Practic, dacă vorbim de încrederea în directorul executiv, este a doua ca importanță după încrederea politică. Sigur că acolo lucrurile stau și mai groaznic decât în mediul corporațiilor, să zicem. Aceste lucruri ne fac să ne întrebăm de ce se întâmplă asta, cum s-a ajuns la această realitate organizațional-managerială, astfel încât din ce în ce mai mulți oameni, nu doar din România, preferă să lucreze pentru alte tipuri de instituții decât pentru organizații for profit. Și nu întâmplător, în România sesizăm anumite fenomene legate de faptul că foarte mulți oameni preferă să lucreze la stat. Știm de ce, să zicem. Sau și pentru bani mai mult și pentru muncă mai puțin, ok. Dar nu doar în România se întâmplă lucrul ăsta, și în alte țări. Și în Statele Unite a început să se întâmple acest fenomen. În Australia e de multă vreme că acest fenomen este în vogă. Marea majoritate a talentelor chiar sunt atrase de stat. Deci sunt multe țări care au această problemă. Iar aceste organizații for profit, trebuie să ne întrebăm de ce nu mai sunt, dacă îmi permiteți metaforic vorbind, de ce nu mai sunt atrăgătoare, sexy, să zicem, pentru majoritatea oamenilor. Și ipoteza mea și ceea ce vă propun să dezbatem împreună este că managementul și instrumentele, metodele și instrumentele managementului au rămas încremenite, dacă vreți, în proiect. Adică managementul este cel care s-a schimbat cel mai puțin în decursul timpului. De când a fost inventat, de mai bine de 150 de ani, managementul nu s-a schimbat aproape deloc. Vorbim de aceeași rețetă, care, iată, astăzi, în contextul COVID, ce importanță mai are să planificarea? Da? Nu, managementul ce înseamnă? Planificare, organizare, control, evaluare, un pic de motivare. Dar forecast-ul era de bază, să zicem așa. Forecast-ul era de bază sau este de bază ca instrument managerial. Și acum, cine sau care companie, eu nu cunosc nicio companie care a prevăzut această criză. Se vorbea de o anumită criză economică, sigur, de multă vreme, dar nimeni n-a prevăzut o criză sanitară, cum este cea care s-a întâmplat acum. Nimeni n-a prevăzut un lockdown. Era de neconceput dacă vorbeam în urmă cu 6, 7, 8 luni de așa ceva. Și iată că s-a întâmplat. Ce vreau să spun este că contextul de astăzi este, pe de o parte, mult mai ambigu, mult mai complex, mult mai volatil decât înainte, decât în secolul 21, asta pe de o parte, iar pe de altă parte, mai avem de rezolvat o ecuație. Valorile oamenilor s-au schimbat. Începând din anii 80 și vorbind acum de generația millennials, vorbim de alte tipuri de valori prin care se raportează la viață și la muncă. Și nu în ultimul rând la fericire. Și acum vă propun să vedem și câteva date. Am pregătit o scurtă prezentare PowerPoint. Să vorbim un pic despre care sunt ipotezele noastre cu privire la cum se schimbă munca, la viitorul muncii și ce fel de leadership ar fi indicat sau ar fi potrivit, adecvat în contextul acestor noi valori. Și să începem cu câteva date la nivel global, să vedem un pic cum stau lucrurile peste tot în lumea asta. Aceste date sunt furnizate de trei organizații redutabile, Tower Watson, Societatea pentru HR Management din Statele Unite și Gallup, și care ne arată următoarea situație. Astăzi, vorbim de astăzi, de anii 2019-2020. Peste 80% dintre angajați nu au dezvoltat sentimente de apartenență față de organizațiile lor și nu se implică cu plăcere în munca lor. Peste 80% nu sunt loiali și nu au problemă în a schimba angajator actual cu altul și peste 80% nu sunt mulțumiți de sistemele de recunoaștere și recompensă. Asta, încă o dată spun, se întâmplă la nivel global. De asemenea, cele mai mari probleme sunt legate de retenție, de implicare și de planurile succesorale. Mai mult de jumătate dintre angajați nu încearcă să schimbe angajatorul actual, declarativ. Adică și 40% au planificat schimbarea în următoarele luni. Iar 75% dintre oameni susțin că cel mai mare rău la actualul loc de muncă este managerul direct. Acum, surprinzător, 65% dintre ei, adică în termen relativ, să zicem, peste 85%, spun că și-ar diminua un pic salariul dacă ar putea să schimbe managerul cu altul mai bun.
Cu cât se diminueze salariul, nu i-am întrebat, dar un pic despre asta e vorba. Și ce înseamnă mai bun? Cu un manager mai bun, ce înseamnă un manager mai bun? Un manager mai uman, de fapt. Despre asta e vorba. Un manager care să, căruia să-i pese, nu doar de mine ca profesie, ci de ceea ce sunt eu ca om. Una din schimbările semnificative de care vorbim este că prin schimbarea acestor valori, cei mai mulți oameni nu mai vor să fie considerați o resursă. Cei mai mulți oameni nu mai vor să fie considerați un subordonat. Ești o resursă, ești un subaltern. Deja aceste valori nu mai sunt atât de tolerante la astfel de concepte. Ăsta e și motivul pentru care, de pildă, resursele umane este deja un concept depășit. Și deja multe companii, în special câteva corporații, au preluat sau au transformat conceptul de resurse umane în people. Dacă vorbim de milenari, peste 60% vor să schimbe organizația actuală, iar aici este una din cele mai mari surprize, sau în fine, este o schimbare radicală. Peste 9 din 10, dintre cei care schimbă angajatorul, schimbă semnificativ și jobul. Asta înseamnă că, în bună măsură, competențele folosite în vechiul job nu mai sunt atât de relevante în schimbare sau pentru noul job. Și cumva, pe bună dreptate, dacă știi un pic de engleză, știi să folosești niște aplicații, te raportezi la partea digitală, cum ar fi vorba între noi, la ce ne-a forțat să facem COVID-ul în aceste ultime luni, nu, aceste lucruri ușurează foarte mult schimbarea în foarte multe joburi. Sigur, nu este vorba neapărat de joburile tehnice, unde, într-adevăr, competența tehnică încă primează, sau anumite joburi cu competențe înguste. Dar vorbim de joburi, de pildă, de customer support, joburi de call center, chiar joburi în foarte multe companii legate de managementul sau în relație cu clienții. În toate aceste joburi nu mai contează atât de mult competențele care erau folosite în vechiul job. Iar vorbind de milenari, peste 90% dintre manageri susțin că marea problemă este legată de integrarea și retenția, sau în fine, programele de fidelizare a noilor angajați, să spunem. Mergând un pic mai departe, acum trecând de la nivel global la ce se întâmplă în România. Și aici aș cita, sunt vreo 3 studii realizate de către compania noastră, Result Development. În total au participat în jur de 4.000 de angajați și în special angajați cu studii superioare. De aici putem face predicții. Deci vorbim de angajați cu studii superioare. Avem limitări, nu putem vorbi de toți angajații și cei cu studii medii, de pildă, sau de joburi, așa numiți meseriași. Deci vorbim de joburi cu studii superioare. Peste 65% dintre angajați vor să schimbe angajatorul actual. Asta era la începutul acestui an. Astea sunt predicțiile noastre. Și noi am tras foarte mult în jos de rezultate, pentru că inițial ne-a ieșit o valoare peste 70%, aproape de 75%. Și circa 90% nu se implică și nu sunt loiali organizațiile lor. Asta este concluzia noastră pe România. Această concluzie nu înseamnă că noi suntem, sau la noi stau lucrurile mult mai rău decât la nivel global. Cumva aceste rezultate sunt valabile pentru toate țările din Balcani. Pentru Europa Centrală și de Est, cam astea sunt rezultatele. Iar vorbind de milenari, în special acum vorbind de cei care au vârsta între, să spunem așa, 25-35 de ani, vorbind de milenari, peste 80% vor o creștere semnificativă a salariului, asta înseamnă de regulă o creștere de minim 25%, deci când fac o schimbare, îi vor o creștere cu 25%. Peste jumătate se declară că vor să fie milionari într-un viitor nu foarte îndepărtat, adică se raportează la bani un pic mai accentuat decât înainte, și deși banii nu sunt neapărat o valoare materială, banii sunt o valoare instrumentală. O să mai discutăm și despre ce înseamnă banii pentru, în special pentru milenari. Aproape 8-9 din 10, 85%, vor o poziție managerială, managementul fiind văzut, o poziție managerială fiind văzută ca o poziție de putere, o poziție privilegiată de care depind alții și prin asta este foarte atrăgătoară. Și peste 80% vor un program flexibil. Bun. Acum, fie vorba între noi, programul deja flexibil, nici măcar nu ne mai închipim după câteva luni în care mai mult s-a lucrat remote sau
în fine, din diverse alte sau sub diverse alte forme, nici nu mai concepem în acest moment că vom reveni la un program de muncă 100% de birou și așa mai departe. În cel mai bun caz putem vorbi deja de o raportare la un program de muncă într-un regim hibrid, adică și birou și de acasă. Deci asta este cu privire la cum stau lucrurile la noi. Și aici, referitor și la cum stau lucrurile la nivel global și cum stau lucrurile pe la noi, e nevoie să vorbim despre etica muncii. De fapt, această etică a muncii se vorbește foarte clar astăzi că a eșuat. Etica muncii ce înseamnă? Că munca este un fundament de valori. Că munca este bună. Că munca te auto-împlinește. Etica muncii asta ne spune. Povestea auto-împlinirii. Muncești, te auto-împlinești. Și de fapt, asta este o poveste frumoasă, scrisă de câteva secole, a avut succesul ei, dar nu mai prinde în acest nou context. De ce? Pentru că munca nu este un fundament de valoare, pentru că munca nu te auto-împlinește. Munca este un instrument. Munca este pur și simplu un instrument. Tu te auto-împlinești și așa spun cei mai, să spunem, mai tineri. Generația Y, care se numește și generația Happy, sau generația Z, care se numește generația Super Happy sau Full DNA. Munca nu te auto-împlinește. Munca este un instrument prin care eu pot să mă realizez, pot să obțin recunoaștere, pot să mă exprim pe mine, pot să exprim ceea ce vreau, pot să consum experiență, să-mi exprim autonomia, să-mi exprim potențial. Și aici ar mai fi de spus încă două lucruri. Unul este legat de ce înseamnă munca și al doilea este un scurt istoric cumva al muncii. Munca înseamnă în sens, poate fi definită în sens fizic ca fiind o cantitate de efort pentru a genera un lucru mecanic. Nu? E nevoie să depunem un efort pentru a genera un anumit rezultat. Ei, din punct de vedere psihologic, acest lucru înseamnă, inevitabil, înseamnă un sacrificiu de sine. Am negație. În timp ce fac ceva, nu mă pot opri pur și simplu că mi s-a făcut poftă de o prăjitură. Să nu mai spun că mi s-a făcut poftă să ies la o plimbare sau să merg în altă parte. Nu? E nevoie să stau, să renunț un pic la mine până când finalizez ceva sau până când am un anumit rezultat. Deci, inevitabil, munca înseamnă acest sacrificiu de sine. Mai mult decât atât, eu nu vreau să spun, Doamne ferește, că nu e bine să muncesc sau munca nu este sănătoasă. Freud a fost întrebat de discipolii lui ce e normalitatea. Și se pregăteau să noteze și Freud a răspuns foarte concis. Capacitatea omului de a munci și de a iubi. Asta e normalitatea. Deci munca este bună. E bine să avem o activitate. Ne face bine, este sănătos. E face parte din modul în care funcționăm. Dar de aici și până a spune că munca ne auto-împlinește este o foarte mare prăpastie. Și acum al doilea lucru este legat de acest istoric al muncii. Să ne amintim un pic, în antichitate, cine muncea? În antichitate, de regulă, munca era asociată sclavilor sau oamenilor cu poziție erarică sau din clasele inferioare. Și asta a dominat toată istoria omenirii, inclusiv în creștinismul timpuriu. Preoții, călugării sau cei cu poziție de vază nu munceau. Asta nu înseamnă că ei nu aveau activitate. Aveau și ei o formă de activitate, dar acea activitate nu era asociată muncii. Era mai degrabă asociată pasiunilor sau realizării de sine, dar nu muncii. Mai este un exemplu elocvent, de pildă în Statele Unite, pe la finalul secolului XIX, Abraham Lincoln nu concepea ca un american să muncească pe toată durata vieții. Adică să fie angajat, cum este acum la noi, e angajat pe perioadă nedeterminată. Nu se concepea așa ceva. Promisiunea muncii în acel context era că dacă vei munci suficient de mult, la un moment dat vei ajunge să ai propria ta afacere, să devii antreprenor. Asta era promisiunea americană asupra muncii. Și iată că totuși a venit secolul 20 și cei mai mulți oameni, marea majoritate oamenilor, muncesc sau sunt angajați pe toată durata vieții. Și destul de puțin sunt antreprenori. Asta înseamnă, pe de-o parte, nu înseamnă neapărat ceva rău, dar înseamnă că aceste companii au reușit să-i atragă
și să le ofere anumite satisfacții, anumite satisfacții legate de creșterea calității vieții. Cu alte cuvinte, o parte din profit s-a redistribuit și le-a îmbunătățit în bună măsură și viața oamenilor care făceau acel profit. Dar în acest context e nevoie să vorbim despre faptul că astăzi deja aceste organizații și-au pierdut această capacitate de a mă atrage cei mai mulți oameni și mai ales dacă vorbim acum de tineri. Diferențele oricum nu sunt foarte mari și față de generația Y, dar mai ales dacă vorbim acum de milenari, organizațiile nu mai sunt atât de atrăgătoare. Mă refer la organizațiile for profit. Viitorul muncii, nimeni nu știe viitorul. Dar putem să ne uităm un pic într-o parte și în alta și putem să facem niște estimări, cel puțin pe viitorul, în viitorul apropiat. Munca, pierdându-și din semnificație, este nevoie de de o altă abordare, de un alt tip de management și cu tot mai mult, să zicem așa, cu tot mai multă greutate pe partea de leadership. Adică pe o abordare tot mai umană, mai individuală. Iar oamenii să fie considerați, să se treacă de la considerarea lor din conceptul acesta de resursă la construirea unor parteneriate. Și mulți dintre ei și-ar dori aceste parteneriate de business între ei și organizațiile pentru care lucrează. De nu, să nu mai aibă statutul de angajat, ci statutul, dacă vreți, de partener sau, în fine, colaborator asociat. Munca schimbă semnificativ din aceste valențe prin transformarea acestor valori. Și dacă mergem un pic mai departe și ne uităm la care sunt valorile oamenilor, mai ales acum vorbim de mentalul colectiv românesc, putem să sesizăm câteva lucruri. Aici sunt câteva date legate de cum stau din punct de vedere comportamental, adică cum se evaluează ei pe ei. Cei între 20 și 30 de ani sunt pe două categorii, între 20 și 25 de ani, între 25 și 30 de ani. Și acestea sunt principalele, să zicem așa, cam principalele, ierarhia principalelor tipuri de comportamente. Ne-am măsurat vreo 80 de comportamente, iar acestea sunt topul, să zicem, la cele 15%, cele mai relevante. Adică așa se descriu ei pe ei. Adică noi am întrebat cum sunt colegii voștri din această categorie de vârstă. Iată, pe primul loc, aproape 85% sunt cu dorința de a fi șef, de a avea puterea. Pe urmă, pe locul 2 este tendința spre bârfe, scenarii și jocuri politice. Tendința de a se crede mai deștepți, sigur, mândria, tendința spre distracție, lauda, comoditatea și, în ultimul rând, tendința de a căuta țapii spășitori, invidia, imitare. În bună măsură, așa, la prima vedere, am avea tendința să spunem că o parte din aceste comportamente sau multe dintre ele sunt negative sau să spunem, valențe peorative. Dar eu nu m-aș raporta la asta, pentru că acesta este un model cultural. Ce înseamnă, de pildă, tendința spre bursă, scenarii și jocuri politice? Înseamnă inclinația spre mediul informal. Cât de important este comunicarea în mediul informal? Germania, care este o cultură mult mai, să spunem, mai riguroasă, chiar un pic mai rațională, am putea spune, din multe puncte de vedere, în Germania tendința spre bursă și jocuri politice este și ea în fruntă. Se bârfește. Se bârfește ca la ușa cortului, mai ales dacă vorbim de Germania de Est. Deci nu înseamnă neapărat ceva rău. Asta e un model cultural. Ne-am lucrat cu câteva companii în care, sesizând lucrul ăsta, am îndemnat managerii și liderii să se implice mai mult în mediul informal. Am creat programe cum se cheamă, bursa noutăților, bursa zvonurilor, astfel încât o parte din aceste bârfe și scenarii să fie aduse și transparentizate, discutată, managementul să se implice. Tendința de a invidia. Invidia nu este, nu? Se spune, Tolstoi a spus-o prima oară, sau cel puțin eu am auzit prima oară de invidie de la Tolstoi. Tolstoi spunea că invidia este motorul capitalismului în Balcani. Dar vedeți, invidia are și o valență negativă, poate să aibă și una pozitivă. La baza invidiei este, vreau și eu, nu? Până la urmă, această raportare. Dar invidia și admirația au aceeași rădăcină, este exact aceeași. Din punct de vedere emoțional sau al dorinței, reprezintă același lucru. Ea este deformată cultural.
Când e vorba de admirație, înseamnă că mă pun și pe mine, îl iau pe celălalt ca reper, în loc să-l invidiez, îl admir și vreau și eu să ajung acolo. Când este vorba de invidie, nu mă pun pe mine în subiect activ să fac ceva, să-mi asum niște responsabilități, niște riscuri pentru a ajunge acolo, ci mai degrabă să n-ai nici tu. Dar rădăcina, sentimentul care alimentează sursa invidiei și admirației este exact aceeași. Cultural ne raportăm diferit. Și la fel puteți să discutăm despre multe altele. Deci din punct de vedere comportamental, ceea ce nu înseamnă foarte mult, dar cel puțin aparent, când vorbim despre cei mai mulți, despre majoritatea angajaților, să spunem, din milenari, cam acestea sunt cele mai frecvente comportamente. Acum, dincolo de aceste comportamente, aceste comportamente sunt reglate de ce? Ele există, le putem observa mai mult sau mai puțin în funcție de context. Ele sunt dozate de valori. Nu? Și noi am vrut să mergem mai departe, ok, astea sunt comportamentele, bine de știut, dar pe urmă, ce face diferența între ele? Și am căutat să identificăm care sunt principalele valori. Și aici vorbim de două tipuri de valori. De valori ideale, adică când i-am întrebat pe oameni cum sunteți voi, cum vă vedeți voi pe voi, astea sunt valorile declarative. Nu înseamnă că acestea sunt valorile reale. Și pe urmă am încercat să identificăm care sunt valorile reale, care sunt alea împărtășite, pe care le-am numit valori centrale. Vorbim de valorile ideale, iată ce sunt pe primele, ce este în topul ierarhiei. Pe primul loc, dezvoltarea personală, adică 9 din 10 declară că pentru ei este importantă dezvoltarea personală. Practic, dacă asistăm la un interviu de angajare, nu greșim prea mult dacă îi întrebăm pe oameni care sunt principalele voastre trei valori, le regăsim în acestea, pentru marea majoritate. Și, încă o dată spun, 9 din 10 spun dezvoltarea personală, să aibă relații frumoase, de armonie, de calitate, sincere, deschise cu ceilalți, schimbarea, îmbunătățirea, evident, partea de confidențialitate, de încredere este importantă, colaborarea, implicarea. Astea sunt valorile ideale, declarativ. Încă o dată spun, nu înseamnă că acestea sunt și valorile reale. Ei, când mergem la valorile reale, valorile împărtășite, adică aici am întrebat cum sunt colegii voștri. Ok, cum sunteți voi? Și noi am măsurat 40 de valori puse pe 5 căprării. Valori de realizare în muncă, valori, să spunem, de dezvoltare personală, valori sociale și morale, valori de evoluție. Când i-am întrebat pe oameni care sunt valorile, aceleași valori, cum sunt colegii voștri, iată ce a ieșit. Ce credeți că e pe primul loc? Banii, câștigul financiar, pe locul 2 puterea, pe locul 3 recunoașterea și așa mai departe. Recunoașterea, renumele, avansarea, promovarea, libertatea. Și cu alte cuvinte, din cele 40 de valori, acesta este top 25% dintre ele. Adică, când întrebăm pe oameni ce e important pentru tine, spun dezvoltarea personală, dar pe urmă vedem dezvoltarea personală pe ce loc este aici. Adică, cu adevărat, este importantă pentru 4-5 din 10. Nu pentru 9 din 10. Adică, doar jumătate, pentru jumătate este importantă cu adevărat dezvoltarea personală. Iar pentru restul, ce pun pe primul loc? Banii, puterea, poziția, adică, și nu recunoașterea, renumele. Până la urmă, bogăția, puterea și faima dintotdeauna au fost valorile, trioul valorilor împărtășite în mai toate societățile. Aici sunt de discutat două lucruri. Unul este legat de bani. Deși banii sunt o valoare materială, tradițional vorbind, ei, banii pentru părinții noștri, de pildă, reprezentau altceva decât reprezintă pentru colegii noștri mai tineri, să spunem, din generația milenară. Pentru părinții noștri, în bună măsură, era o valoare materială. Ei vreau o casă, mașină și așa mai departe. Da? Vreau niște, se raportau la bani prin prisma unor realizări materiale. Să aibă, să posede. Ei, pentru foarte mulți din generația milenarii de astăzi,
Banii nu mai înseamnă același lucru. Nu este important neapărat ce să cumpără cu ei, ci important este că văd prin bani un instrument de exprimare de sine. Exprimarea sinelui reprezintă, de fapt, o valoare centrală. Văd prin bani posibilitatea să mă exprim și să fiu autonom. Acestea două, de fapt, sunt valorile care transformă radical modalitatea de raportare la bani și, evident, la muncă. Deci banii, surprinzător, nu sunt o valoare materială pentru cei mai mulți din generația milenar, ci sunt mai degrabă un instrument prin care ei se pot realiza, pot să-și cumpere experiențe, pot să meargă în vacanțe, pot să se distreze, pot să fie liberi, cu adevărat liberi. Adică pot să cumpere toate aceste lucruri prin bani. Mai mult decât atât, tradițional se spune că banii nu te motivează. Nu? Așa, știm cu toții teoriile de motivare, o creștere salarială și cam pierd efectele după 3 luni, 4 luni. Hei, își pierd efectele dacă te raportezi la bani ca la un instrument financiar. Dar dacă te raportezi la bani, de pildă, cum se raportează peste jumătate din cei, mă refer acum la cei care participă la studiile noastre, se raportează la bani cu totul și cu tot o altă formă. Banii fiind un instrument poate să denatureze cum vrei tu raportarea la tine însuți. Iar majoritatea se raportează la bani, dacă eu am bani mai mulți decât tine, atunci sunt mai valoros ca om. Ei, în acest moment, banul nu mai reprezintă o valoare în sine pentru acești tineri care se raportează sub un asemenea model la câștigul financiar. Raportându-se astfel, înseamnă că este o valoare care te automotivează. Deci să câștig bani mai mult decât celălalt reprezintă un factor de automotivare, nu doar de motivare externă. Și iată că se poate schimba paradoxal, se poate schimba raportarea la muncă și la activitate. Deci să câștig mai mulți bani înseamnă cu totul și tot altă poveste pentru cei care cred că prin asta, eu nu spun că este bine sau rău. Sigur, așa cum mă duce capul, spun că este, nu este bine. Da. Dar asta este o realitate contextuală. Majoritatea se raportează la bani, câștig mai mulți bani, sunt mai valoros ca om. În Statele Unite, acest model este bine cunoscut. Și, practic, a doua întrebare nu este ce facultate ai făcut sau ce experiență ai. A doua întrebare este cât câștigi. Prima întrebare este cine ești sau de unde ești și a doua întrebare este cât câștigi. Se mai pune întrebarea dacă în acest top al valorilor, banii, puterea și faima, încă o dată spun, reprezintă valori centrale de multă vreme, încă de mii de ani, spunem. Întrebarea este ce este neregulă cu acest clasament, dacă e ceva neregulă. Și aici sunt două lucruri de spus. Unul este, ne putem uita în Statele Unite, ne putem uita în Germania, în Olanda, în Franța. Să știți că și acolo, care credeți că sunt valorile centrale? Banii pe ce loc credeți că sunt? Sunt tot cam pe primul loc. În foarte multe țări, banii sunt pe primul loc. Noi trebuie să înțelegem că trăim într-o societate, într-un capitalism în care, vorba românească, omul fără bani e ca pasărea fără aripi, unde să zboare, cade jos și moare. Deci nu trebuie să ne înspăimânte faptul că cei mai mulți vor bani și mai multă putere, adică o poziție mai privilegiată, o poziție în care să-și exprimă mai bine valoarea și vor și recunoaștere. Nu spune că e ceva în neregulă cu asta. Ce neregulă în schimb, și acum este a doua poveste, este din aceste top 25% valori, niciuna nu este legată de muncă. Și atenție, vorbim de oameni care sunt în câmpul muncii, care muncesc. Surprinzător, mergând mai departe, munca, deci valorile personale egocentrice, sunt pe primele locuri, cam peste tot în societatea occidentală. Dar munca și valorile morale nu sunt chiar pe ultimele două locuri. La noi, valorile legate de muncă sunt pe ultimele locuri. Munca în sine este pe ultimul loc în ierarhia sistemului de valori. Patternul de gândire care se formează pentru această majoritate, eu nu spun că e valabil pentru toți, vorbim de o majoritate. Patternul de gândire pentru această majoritate care vor mai mulți bani, putere, faimă, dar nu prin moralitate și nu prin muncă. Ce înseamnă? Vreau mai mulți bani, putere, faimă, dar nu prin muncă și nu prin moralitate. Atunci prin ce? Și tot clasamentul o să ne spune povestea. Prin relații. Nu? Este firesc. Ăsta e modelul cultural.
Succesul, de asemenea, harta mentală a succesului pentru această majoritate a colegilor noștri, să spunem, este următoarea. Ca să obții succes, adică să te realizezi personal, să ai mai mulți bani, putere sau recunoaștere, e nevoie de mai puțină moralitate. Adică e nevoie să fii un pic cinic, e nevoie de un pic de fraudă, e nevoie să înșeli puțin, să nu fii cinstit 100%, să faci compromisuri și așa mai departe. Din păcate, asta este modelul cultural și noi nu trebuie să blămăm foarte mult modelul ăsta cultural, pentru că trăim în această societate, ne lovim de el în fiecare zi. Vedem ce se întâmplă în clasa politică, vedem ce se întâmplă în cei care, când mergem la vot, cât merg la vot, vedem care este implicarea, de ce se întâmplă lucrul ăsta. Cumva, aceasta este doar o fațetă. Povestea valorilor și a comportamentelor, a modelului cultural, este doar o fațetă a realității sociale de la noi, sociale și culturale de la noi. Dar ceea ce vreau să spun este că nu e despământat nici văzând, nu trebuie să ne despământăm nici văzând aceste rezultate. Sunt vreo 6 țări cel puțin care stau unde lucrurile stau mai prost decât la noi. De pildă Ucraina, Rusia, sunt țări în care lucrurile sunt și mai altfel, să zic așa. Dar este de reținut că noi acum, revenind la ce ne interesează, la organizații și la partea, la cum se schimbă managementul și mai ales că e nevoie de tot mai mult leadership, ce putem face în acest context în care, pentru marea majoritate a oamenilor, munca și-a pierdut din semnificație. Despre asta e vorba. Fiind pe ultimul loc, înseamnă că și-a pierdut din semnificație. Nu mai este importantă în mentalul colectiv pentru ce mai mult. Nu mai este semnificativă. Nu le mai dă starea de a se motiva, de a se necesară, starea potrivită pentru a face niște lucruri semnificative. Vorbind acum strict de valorile legate de muncă, ne-am măsurat aceste valori. Vă spuneam că pe fiecare din cele 5 grupe, în total au fost 40 de valori, câte o valori pe fiecare grupă. Legat de muncă sunt aceste valori: persistența, competența, obținerea de rezultate, eficacitatea, adică a face ceea ce trebuie, și eficiența, a face cum trebuie. Eficacitatea și eficiența, culmea este că sunt pe ultimele locuri ale clasamentului. Mai exact pe locul 38 și 40 din totalul celor 40 de valori. Adică tot ce înseamnă muncă inteligentă este la final, la coadă. Și ce este pe primul loc? Pe primul loc este persistența în muncă, adică munca grea, să stai mult, să stai peste program, să transpiri, dacă vreți. Acesta este iar o deviație a modelului cultural care se practică în multe organizații din, să spunem, din Balcan și mai ales acum vorbim de contextul românesc. Deci pentru foarte mulți e important să stea mai mult la muncă, pentru că poate asta a văzut la colegii lui sau asta valorizează managerul lui, sau în fine, proprietarul, antreprenorul, decât efectiv rezultatele în sine, adică productivitatea, eficiența, eficacitatea și eficiența. Nu întâmplător, știți că România asta este pe penultimul loc la capitolul productivitate. Și deși are de câțiva ani creșteri semnificative, dar în continuare are un pic peste 70% din productivitatea medie pe Uniunea Europeană. Dacă măsurăm în urmă cu 5 ani, productivitatea era un pic peste 40% din media pe Uniunea Europeană. Deci acum Bulgaria este un pic sub noi. Deci suntem pe penultimul loc la productivitate din cele 24 de țări. 23 cu una ieșit, să zicem. Deci suntem pe penultimul loc. Când vorbim, acum astea sunt date Eurostat. Când vorbim de datele cât anume se muncește în fiecare din aceste țări, unde credeți că se muncește cel mai mult? Sunt date Eurofound. În România, 41,3 ore pe săptămână. Deci, cu alte cuvinte, muncim mult și prost. Asta nu înseamnă, Doamne ferește, că sunt multe exemple de organizații care excelează cumva în productivitate. Eu cunosc câteva organizații, chiar multinaționale, câteva corporații care dețin supremația în toate țările în care sunt prezente. Deci nu înseamnă că nu sunt multe excepții frumoase.
Dar în medie se muncește mult și prost. Și asta aici este un singur, să zicem așa, țap ispășitor. Este managementul și leadership-ul. El face diferența. Adică partea de organizare a muncii, modalitatea în care se raportează oamenii la muncă, stilul de muncă, asta ține foarte mult de stilul de management și de leadership. Aș face aici o paranteză. Vorbind de noua teorie, una din noile teorii economice, o echipă condusă de Paul Romer a vrut să afle ce face diferența între cele 11 țări superdezvoltate și restul țărilor. Și pe scurt, așa, au urmărit evoluția ceea ce s-a întâmplat în ultimii 100 de ani. Creșterea media PIB-ului pe cele 11 țări superdezvoltate, Germania, Franța, Statele Unite și așa mai departe, a fost de 3,3 puncte procentuale pe an. 3,3 puncte procentuale în fiecare an, în ultimii 100 de ani. Și a vrut să înțeleagă ce a condus la această creștere. Evident, când agricultura mergea bine, era un impact semnificativ, cum e și la noi. Agricultura merge bine, crește PIB-ul. Deci agricultura și industria influențează această creștere de 3,3 puncte procentuale pe an, dar concluzia lor a fost că contează doar 1,2 puncte procentuale din cele 3,3, adică un pic mai mult de o treime. Cam o treime, să zicem așa. Iar restul de două treimi este managementul și educația oamenilor. Capitalul, acest capital intangibil de care se vorbește în economie. Managementul, calitatea managementului și educația oamenilor. Și revenind acum la, cumva decodificând aceste valori, transformarea acestor valori, mai ales pentru generația millennials, adică vor mai multă identitate, vor mai multă autonomie. Eu am decodificat aici ceea ce înseamnă banii, puterea, faimă. Prin aceste lucruri, ei se exprimă, își exprimă banii, puterea și faima, dar le pun într-un astfel de context. Asta necesită, practic, un alt model de leadership. Modelul rețetă de leadership, planificare, organizare, control, evaluare, adică comandă-control, nu mai funcționează în acest nou context al valorilor. Ce nevoie de un alt tip de leadership, un leadership mult mai individualizat, mult mai uman, mult mai subiectiv, dacă vreți. Aș mai spune un singur lucru înainte de a încheia prezentarea. Vorbeam de cum să creștem implicarea angajaților, nu? Pentru că în rolul de companie, noi ne dorim, nu? Ne dorim să avem clienți fideli, să avem o creștere sănătoasă. Dar pentru asta e nevoie de, să bătut mult apampio, de angajați implicați și manageri potriviți. Dar ce înseamnă lucrul ăsta? Sunt o grămadă de demonstrații în care s-a concluzionat că în momentul în care se reușește o bună formulă între management și implicarea oamenilor, există creștere de productivitate, mai ales în domeniul serviciilor, în domeniul relaționării cu clienții, de 240%. Pot fi creșteri de productivitate chiar de 240%. Dar vedeți, această implicare a oamenilor, în orice companie, o companie ce vrea și managerii ce vor. Să aibă oameni implicați și loiali și dedicați. Dar trăim într-un context în care loialitatea și dedicarea are alte valențe decât în trecut. De pildă, părinții mei mergeau în același locuri, la mare, la munte, cam în același locuri an de an. Acum, dacă mergi în același locuri, acum, în primul rând, nu prea poți să mergi, dar în fine, în curând o să putem să mergem, dacă mergi în același locuri, ești luat de fraier, nu? Ai atâtea posibilități, sunt atât de multe lucruri de văzut, încât diversitatea e atât de mare, încât a schimbat fundamental o parte din ce înseamnă loializarea sau dedicarea. Și nu întâmplător, în rolul de companie sau de manager, cere oamenilor să fie implicați în ceea ce fac. Și oamenii ce vor? Vor pe cineva care să le pese de ei. În ce măsură, întrebarea este, în ce măsură organizațiile le arată oamenilor că le pasă de ei și managerii le arată oamenilor că le pasă de ei. Acesta este motivul pentru care aproape toate programele de engagement și eu cel puțin în ultimii 10 ani m-am străduit cu mai multe companii să creștem engagementul, dar măsurat în mod real și nu prea am reușit. Sincer, nu prea am reușit. Sunt o grămadă de bani aruncați și nu reușim să creștem implicarea oamenilor până în momentul în care nu putem să le arătăm oamenilor că ne pasă cumva de fericirea lor. Pentru asta trebuie să înțelegem ce anume vor ei. Care este modelul de fericire pe care îl vor? Evident, un manager care să
facă un fel de management al fericirii oamenilor, e nevoie și el să fie fericit, nu? Prin ceea ce face și prin modul în care se raportează. Și închei cu această poveste, dacă vreți, a fericirii, care, în ipoteza mea și așa cum văd viitorul, organizațiile, dacă nu se transformă și nu integrează proiecte ale fericirii oamenilor în modul lor de funcționare și modul lor în care se raportează, nu vor reuși să facă față acestor noi valori. Iar managementul, mai ales în direcția leadership-ului, înseamnă să facă, să individualizeze instrumentele după fiecare om, să arate că îi pasă de el și că îl înțelege din punct de vedere uman care sunt nevoile, dorințele, visele lui. Fericirea nu este doar o poveste frumoasă în ziua de astăzi. Nu este doar un ideal nerealizabil. Sigur, ea e numită stare subiectivă de bine, dar fericirea este atât o stare cât și o capacitate. Eu, după ce am scris o carte despre fericire, să zic așa, Micul Zeu și Viitorul Muncii în Panteonul Fericirii, am ajuns la următoarea concluzie. Fericirea este un mijloc. Nici măcar nu este un scop suprem în sine, așa cum a fost văzută mulți ani. Este un mijloc. Și asta ne gândim. Cine se adaptează? Cine progresează? Cineva mai depresiv sau cineva mai fericit? Deci, evident, avem nevoie de a fi fericiți pentru a evolua, pentru a progresa. Din punct de vedere al teoriei evoluției, să spunem așa, fericirea este doar un instrument pentru a ne adapta, pentru a evolua într-un viitor din ce în ce mai incert. Cu alte cuvinte, nu este un moft și nu este doar un scop. Este chiar o capacitate pe care să ne dezvoltăm. Și Martin Seligman a ajuns la concluzia asta după ce a studiat vreo 40 de ani depresia și a ajuns la următoarea concluzie. Depresia se învață. Adică starea de neputință se învață. Noi când începem să explicăm ceva, învățăm să fim depresivi. De ce nu funcționează un anumit lucru? Toată lumea știe de ce nu funcționează un anumit lucru sau găsește o grămadă de explicații. Dar în același moment devine nefuncțional, dacă vreți, sau în fine, își reduce limitările. Și mai mult. Deci, învățăm cumva să devenim depresivi. Iar Martin Seligman a spus, ok, dacă depresia se învață, de ce nu s-ar învăța și fericirea? Și avem trei vieți fericite. Din păcate, vedem în foarte multe studii, românii în anumite clasamente sunt pe la mijlocul clasamentului, în altele România se află printre ultimele locuri. Dar pe scurt, fericirea se măsoară de mulți ani, cam pe 156 de țări. Se măsoară an de an și sunt multe țări care iau în considerare ca să introducă fericirea în locul PIB-ului. Inclusiv prin constituțiile lor, fericirea este pusă în primele două, trei articole. Deja Bhutanul de mulți ani a pus fericirea, indicele național de fericire înaintea PIB-ului, Mexicul este foarte aproape, chiar au avut niște testări, dar și în Germania și în Statele Unite se vorbește într-un viitor nu foarte îndepărtat ca fericirea să fie mai importantă decât PIB-ul. Până la urmă, ce ne interesează că PIB-ul crește cu 3% sau 5% dacă calitatea vieții mele nu crește și ea? La ce mă ajută? Și mergând pe acest fir, noi vorbim de trei vieți fericite. Pleasant life, good life, meaningful life. Să vedeți cât de simplu este, cu un pic de rațiune, cu schimbarea stilului în care gândim, să gestionăm fericirea din viața noastră. Este un model pe care fiecare și-l adaptează în funcție de nevoile, dacă vrei, și dorințele lui. Ce înseamnă pleasant life? Este acea fericire emoțională, emoție, nu? Adică să avem mai multe emoții pozitive decât emoții negative. Ei, dar paradoxal, acest tip de fericire este foarte rațional. În primul rând, intensitatea emoției e mai importantă decât numărul, să spun, decât cantitatea. Adică dacă dimineața când a venit spre birou, a intrat cineva în fața mea cu mașina, mi-a tăiat calea și m-am enervat foarte tare, m-am frustrat, risc să-mi dau ziua peste cap și să mă facă nefericit pentru că am simțit maximul de emoție în acel moment. Știți pe ce loc se află România la acest capitol? La emoții plăcute, emoții care înseamnă bucuria vieții, bucuria clipei. Se află pe antepenultimul loc. Siria era pe ultimul loc la un clasament din 2017 sau 2018, nu mai vezi. Siria era pe ultimul loc, noi suntem pe antepenultimul loc. Și acum, făcând o paralelă, cam toate cunoștințele mele au probleme legate de pleasant life, inclusiv eu. Eu știu foarte bine ce îmi place să fac.
Îmi place să not, îmi place să merg la plimbare cu fiul meu, să-mi petrec mai mult timp cu el. I-am promis că mergem, de 6 luni am promis că mergem undeva împreună, doar noi doi. Credeți că am făcut-o? Nu am făcut-o, pentru că le amânăm. Și așa fac cam toate cunoștințele mele. Dacă eu știu că toate cunoștințele mele, dacă eu știu că mie îmi place să joc tenis, îmi place să merg la teatru sau în fine, îmi place să citesc, îmi place să fac anumite activități, asta trebuie programată. De 2-3 ori pe săptămână joc tenis, de 2 ori pe săptămână merg la notă, merg la teatru, ies cu fiul, fiica mea și așa mai departe. Inclusiv legat de activitatea sexuală. De ce nu? Asta trebuie planificată. Până la urmă, fericirea este cel mai rațional plan de viață. Să nu uităm asta. Dar asta este partea, să spunem, emoțională. A doua parte este good life, ține de satisfacția cu viața, de calitatea vieții. Asta este legată de implicare. Implicare în viață, în viața personală și profesională. Aici, de pildă, țările nordice dețin supremația. Danemarca, dar și țări precum Elveția, Germania, sunt în fruntea clasamentului. Ce înseamnă această implicare în viață, inclusiv în viața personală, în viața profesională? Înseamnă chiar dintr-o perioadă cât mai devreme, foarte mulți copii din, de pildă din țările occidentale, încă din clasele primare, încearcă să-și descopere niște aturi, niște resurse și să le fructifice. Implicarea în viața profesională înseamnă eu să știu foarte bine care sunt aturile mele, talentele mele, să le cultiv, să le rafinez, pentru că pe măsură ce le rafinez, dacă le folosesc în activitatea profesională, gradul meu de implicare crește, am și realizări mai mari și evident și bani mai mulți. Este o fericire care ține și de bani. Deci, good life înseamnă cât de mult mă implic în viața personală. Este aici... Este un autor american, în fine, de origine maghiară, Mihaly Csikszentmihalyi, care vorbește de starea de flow sau de flux. Adică când simți că timpul nu simți cum a trecut timpul. Ai fericirea cumva la job. Făcând acum o paralelă, în rolul de manager și lider, e nevoie să știu de la fiecare din oamenii mei în ce măsură are parte de emoții plăcute și neplăcute în ceea ce face zi de zi. Sau ce anume i-ar plăcea și mai mult din punct de vedere emoțional, cum anume aș putea să contribui la un fel de management al emoțiilor, în ce măsură se implică și îi place, se valorifică prin ceea ce face. Și nu în ultimul rând, meaningful life, care înseamnă scopurile mari din viață. Care sunt scopurile și care sunt valorile cardinale. De 20 de ani, de peste 20 de ani, fac acest exercițiu, întreb pe manager mai ales care sunt valorile cardinale, care sunt valorile voastre, alea două, trei. Și de fiecare dată am aceeași problemă. Cei mai mulți nu știu să le verbalizeze. După aia spun, scoateți o foaie de hârtie, gândiți-vă 5 minute, așa cu chiu cu vai, punem 2-3 valori, dar nici alea nu sunt convins că sunt alea cardinal. Este mare păcat că nu avem acest exercițiu introspectiv pe care ar trebui să-l facem zilnic și să vedem cum ne raportăm la viața noastră. Care sunt lucrurile cu adevărat importante pentru fiecare dintre noi? Dacă eu știu că pentru mine libertatea este o valoare, valoarea fundamentală, centrală, o să fac tot posibilul să mă găsesc activități în care să am această, să mă pot exprima, să mă pot exprima autonomia, libertatea. Deci viață cu sens, o viață implicată și emoții pozitive fac diferența. Există chiar o formulă a fericirii în care aceste lucruri pot fi cuantificate, se pot măsura. Și asta spun... Nu întâmplător, multe, din ce în ce mai multe organizații dezvoltă aceste proiecte, dacă vreți, proiecte happy, pentru că și-a dat seama că implicarea oamenilor ține de un lucru banal. Să arătăm că ne pasă de ei și arătându-ne că ne pasă de ei înseamnă să-i ascultăm, să fim atenți la ce îi face fericiți. Dacă reușim să facem mutarea asta din punct de vedere leadership, să încercăm să identificăm realitatea, dacă vreți, individuală, subiectivă a fiecăruia din oamenii noștri, reușim în bună măsură să facem și un management al implicărilor. Mulțumim tare mult, Dorin, iată așadar cât de multe informații valoroase ne-ai transmis în webinarul nostru de astăzi, pentru că ne apropiem de final.
Aș vrea să te întreb două lucruri. Pentru că spuneai la început că 90% dintre angajați nu se implică și nu sunt loiali organizației lor, ce măsuri ar putea lua organizațiile ca totuși să implice pe acești angajați mai mult, mai să fie mai loiali? Multe companii au luat niște măsuri. Ce le-au făcut? Le-au dat niște beneficii, fitness, niște bonusuri la, nu știu, niște vouchere de vacanță și așa mai departe. Le-a creat un mediu plăcut, le-a făcut săli de relaxare. Adică, ce vreau să spun acum, mergând pe acest fir al fericirii, au mers în zona emoțională, să creeze niște emoții plăcute. Dar aceste emoții totuși nu fac diferență. Asta nu-i face pe oameni să simtă că îți pasă cu adevărat de ei. Dacă li se cere să facă același job de rahat, mă scuzați, de expresie, ca înainte. Dacă nu îți pasă un pic de munca lor sau cât de mult se valorifică pe ei în ceea ce fac zi de zi. Atâta vreme cât o organizație nu este dispusă să schimbe un pic posturile după natura muncii, până la urmă, după fiecare om, după capacitățile fiecăruia, toate astea nu funcționează. Emoția este importantă. Dar ea nu face, nu va crea o adevărată diferență. Deci organizațiile, e nevoie să schimbe modalitatea în care văd diviziunea muncii, posturile și cum fac management. Eu nu prea cunosc organizații multe care să încerce să schimbe modalitatea în care face management, adică acest lanț comandă-control. Anul trecut, stăteam, nu, anul trecut, da, înainte de pandemie. Stăteam de vorbă cu un manager, cu un mare director de bancă și îmi spunea, prin aprilie era asta, îmi spunea, dorim să la 15-lea forecast pe anul ăsta. Și eu l-am întrebat, ok, și ai mai făcut ceva în afară de forecasturi? Și nu am mai făcut nimic. Și de ce nu mai faci? Și mi-arată, știți ce înseamnă Sfântul Duh? Că vine de la Sfântul Duh chestia asta. Cam asta se întâmplă, din păcate, în multe companii. Acum există și deja sunt și niște companii care încearcă să fie mai flexibile și să aibă un management mult mai uman pentru oamenii lor. Nu știu dacă am răspuns în totalitate, dar în momentul în care nu este suficient doar să vii cu un mediu care să creeze o emoție frumoasă, să arate bine lucrurile, trebuie să arate compania și managerii să arate oamenilor că le pasă de ei. Eu n-am alte cuvinte. Să nu le mai Da. cumpere o resursă. Din păcate, foarte multe corporații, să fim cinstiți, foarte multe corporații și nu numai companii, îi consideră pe oameni ca niște resurse. Ca pe niște resurse. Da, așa este. Trebuie să schimbăm perspectiva asupra oamenilor, să nu mai vedem resurse. Și trecând la următoarea întrebare, referitor la productivitate. Spuneai că în urma studiului realizat, eficacitatea și eficiența ca valori la noi sunt pe ultimele locuri. Și asta, luând în considerare formula productivității, nu e prea bine, ca să zic așa. Ce putem totuși face? Ce pot face antreprenorii? Ce pot face managerii ca să crească totuși productivitatea? De fapt, întrebarea, sigur, pe ei interesează productivitatea, să spun așa, o companie interesată de productivitate. Oamenii sunt interesați de multe ori de alte lucruri. Ecuația este următoarea. Munca e pe ultimul loc, inclusiv asta se asociază cu productivitate scăzută. Întrebarea adevărată este nu neapărat cum să creștem productivitatea, ci cum să creștem semnificația muncii pentru oameni. Și la fel mă întorc la management. Managementul este încremenit cumva un proiect. Dacă nu schimbă modalitatea în care face management, nu va schimba modul de raportare a oamenilor cu privire la muncă. La ce mă refer? Dacă oamenii vor să se exprime în munca pe care o fac, nu este firesc să-i întrebăm pe ei ce simți sau cum te simți raportat la ceea ce faci, te exprimă, nu te exprimă, ce ar trebui să facem ca să te poți realiza mai mult. Deci, asta este doar una din întrebările de bază. Și să alegem oamenii în funcție de cum se potrivesc pe natura muncii. Din păcate, pentru că a fost un context, mai ales înainte de pandemie, în care pe multe joburi nu găseai oamenii potriviți,
S-a mers într-un compromis fără margine, în sensul că oricine poate să facă de toate. Dar, în mod normal, alegerea omului pe locul potrivit, asta poate să facă diferența. Pe urmă, eu ca manager trebuie să știu care sunt scopurile tale în viață. Eu ca manager al tău, ca leader, compania noastră poate să se apropie de ele? Poți să ai un sens în compania noastră în care să-ți urmărești un pic și tu scopurile tale? Nu doar scopurile noastre, că scopurile noastre sunt să avem productivitate mare, să facem bani, în fine, poate să venim și cu niște inovații, să mai luăm cotă de piață, să ne creștem valoarea. Dar scopurile tale, unde sunt în asta? Tu te simți? Simți că te împlinești? Simți că mergi în direcția ta, mergând alături de noi? Sunt niște întrebări banale care trebuie puse de la început sau trebuie puse din când în când, la 3 luni măcar, de către fiecare lider, oamenilor lui. Ești alături de noi, te raportezi ok la muncă, te satisface ceea ce facem, putem să facem sau nu putem, măcar recunoaștem, nu putem să schimbăm niște roluri, niște responsabilități. Ok, du-te în altă parte unde poți să-ți urmărești visele tale, unde poți să te implici mai mult. Să fim cinstiți, sunt foarte multe joburi de call center, customer support, care au fost desfințate în toată lumea occidentală, joburi făcute de oameni cu 8 clase sau cu maxim 12 clase, făcute de noi, de mulți dintre oamenii, dintre colegii noștri, care au mastere, unii au și doctorate. Doar pentru faptul că vorbesc bine o limbă străină, dar posturile alea sunt extrem de slabe. Nu au potențial motivator. În schimb, sunt destul de bine plătite. Dar nu putem să spunem că te realizează un astfel de job. Da, așa este. Cât de important este să facem corelația între ce are nevoie omul și ce putem noi să-i oferim ca angajatori și din perspectiva lui ca angajat până la urmă. Mulțumim tare mult, Dorin, pentru webinarul și pentru toate informațiile valoroase pe care ni le-ai împărtășit astăzi. Mulțumesc și eu. Mi-a făcut plăcere. Da, mulțumim. Dragii noștri, mai multe informații despre Dorin și munca lui și a echipei sale îl găsiți și în mediul online, accesând site-ul result.ro, găsiți acolo paleta lor de servicii, trainingul, consultanță, coaching, inclusiv cărțile scrise de Dorin. De asemenea, puteți să accesați și blogul companiei de recrutare, mentors-search.blogspot.com, dar îl găsiți pe Dorin și pe pagina de LinkedIn sau chiar pe Facebook. Am văzut cărțile tale, Dorin, apar și pe librăriile online, deci dacă doriți să accesați studiile lui, cărțile sunt la dispoziția voastră, doar la un click distanță, nu uitați, aveți aceste informații valoroase. Mulțumim, Dorin, încă o dată pentru prezența ta aici la webinar. Mulțumesc și eu. Rămâneți alături de noi, dragi noștri participanți, pentru că de la 17.30 o avem invitată pe Roxana Mircea, consultant accesare fonduri nerambursabile, și ea ne va spune despre cum putem accesa 125.000 pe schema COVID și ne va ajuta sau ne va da câteva sugestii pentru câștigarea și implementarea unui astfel de proiect. Dar pentru asta nu uitați să vă înregistrați pe www.businessdays.ro/webinarii. Acolo găsiți calendarul nostru de webinarii. Înscrieți-vă la cele mai potrivite pentru voi și acolo veți găsi probabil sfaturi, sugestii și propuneri de la invitații noștri, specialiști invitați acolo. De asemenea, Business Days a pregătit pentru voi și masterclass-uri importante. Tot pe businessdays.ro/masterclass-uri găsiți catalogul nostru de masterclass-uri. Chiar mâine de la ora 11 avem un masterclass în care l-avem invitat pe Iulian Ghișoiu. Dacă aveți un magazin online, un site online, un business online, vă invit să vă înscrieți acolo la acel masterclass. Veți învăța cum să faci SEO pentru un profit maxim. Veți descoperi cum să aveți o strategie eficientă de SEO, cum să interpretați eficient rezultatele unei campanii de SEO, dar mai ales cum să aveți rezultate și un profit în urma acestei investiții. Așadar, nu uitați www.businessdays.ro/masterclassuri sau www.businessdays.ro/webinarii. Mulțumim încă o dată pentru participare. Sunt Mara Iepure, vă urez o zi frumoasă în continuare. Până data viitoare, toate cele bune!